you will take your Bible. Dacă puteți să deschideți Sfânta Scriptură. Let's go to Luke chapter 15. Vă invit să deschidem Biblia în Luca la capitolul 15. This morning we were looking at the parable of the lost sheep. În această dimineață am studiat parabola oii pierdute. Now we're going to look at another parable that's related to this one. Și în această ocazie vom privi o altă parabolă ce este în strânsă legătură cu cea pe care am studiat-o. As I already stated this morning, așa după cum am spus în această dimineață, this parable, această parabolă, is connected with a series of parables. Este face parte dintr-o serie de parabole prezentate de Domnul Iisus. We have the lost sheep, avem pilda oii pierdute, the lost coin, moneda sau banul pierdut, and the prodigal son. Și avem parabola fiului risipitor. All of these are related. Toate aceste parabole sunt strâns legate între ele. And they show different experiences with individuals. Dar ne prezintă o experiență diferită a indivizilor. We're going to be looking at the parable of the lost coin now. Ne vom uita în aceste momente la parabola banului pierdut. We're looking at Luke chapter 15, verse 8 and 9. Luca 15, vom citi de aici de la versetul 8 și versetul 9. Jesus continues on. Domnul Hristos continuă aici. It says, either what woman having 10 pieces of silver, sau care femeie dacă are 10 lei de argint, if she loses one piece, și pierde unul din ei, doth not light a candle, nu aprinde o lumină, and sweep the house, nu mătură casa, and seek diligently till she find it, și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. And when she had found it, și după ce l-a găsit, she called up her friends, cheamă pe prietenele, and her neighbors, și vecinele ei, together saying, și zice, rejoice with me, bucurați-vă împreună cu mine, for I have found the piece which I lost, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. So we see here the same thing, a something that is lost. Vedem în această parabolă din nou subliniat ceva a fost pierdut. As a matter of fact, look at verse number 10. Dacă ne uităm la versetul 10, the Bible reveals to us that this lost coin, it represents the same thing that this lost sheep la fel, represented. Această monedă pierdută este un simbol a oii pierdute despre care noi am studiat. Luke 15, verse 10. Luca 15 cu versetul 10. It says, likewise I say unto you, tot așa vă spun, there is joy in the presence of the angels of God, că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu, over one sinner that repenteth, pentru un singur păcătos care se pocăiește. So this lost coin, like the lost sheep, această monedă pierdută, asemenea oii pierdute, represents a sinner, reprezintă un păcătos. But there's something different about this lost coin. Dar este ceva diferit în privința acestei parabole. We're going to Ephesians chapter 2. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în Efeseni la capitolul 2. The book of Ephesians chapter 2. Cartea Efeseni capitolul 2. And we're going to start here at verse 15. Și am vrea să citim de aici de la versetul numărul 15. Ephesians 2, looking at verse 15. We have it, please say amen. Efeseni 2 de la versetul 15. Spuneți amin când ați găsit. Amin. The word of God tells us, cuvântul lui Dumnezeu spune, having abolished in his flesh the enmity, în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, even the law of the commandments contained in the ordinances, legea poruncilor în orânduielile ei, for to make in himself of twain one new man, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, so making peace, făcând astfel pace, and that he might reconcile both unto God, a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, in one body by the cross, într-un singur trup prin cruce, having slain the enmity thereby, prin care a nimicit vrăjmășia. Notice verse 17. Acum priviți cu atenție ce spune versetul 17. And came and preached peace to you, el a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, which were afar off, celor care erați departe, and to them that are nigh, și pacea celor ce erau aproape. So notice here, the gospel is to go to those who are far off. Observați, cuvântul Evangheliei trebuie să ajungă la cei care sunt departe, and those who are nigh are near to us. Dar în același timp și celor care sunt aproape, aproape de noi.
Now, as we studied this morning, așa cum noi am studiat în această dimineață, that lost sheep represented a sinner who was far off. Aduceți-vă aminte, oaia pierdută reprezintă păcătoșii care s-au pierdut departe de noi. Even the prodigal son was one who was far off. Aduceți-vă aminte, chiar și despre fiul risipitor, Biblia spune că el a plecat departe de casa tatălui său. But this lost coin is different. Dar moneda pierdută este ceva diferit. This lost coin is near at hand. Această monedă pierdută este pierdută în apropierea noastră. It's in the house. Este pierdută în casă. But it's lost. Dar este pierdută. Lost in the house. Pierdută în casă. What is the house? Dar ce reprezintă această casă? 1 Timothy chapter 3. Vă invit să deschidem Biblia în 1 Timotei la capitolul 3. Looking at verse 15. Versetul 15. When you have it, please say amen. Când găsiți, amin. Amin. 1 Timothy 3 verse 15. 1 Timotei 3 cu versetul 15. The word of God says, cuvântul lui Dumnezeu spune aici. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Which is the church of the living God. Care este biserica Dumnezeului celui viu. The pillar and ground of truth. Stâlpul și temelia adevărului. So the first thing that this house represents. Observați dumneavoastră în primul sens, prima aplicație, această casă reprezintă. Is the church. Este un simbol al bisericii. As a matter of fact, let's go a little deeper. Dați-mi voie să merg puțin mai adânc. In this parable we have a woman looking for this lost coin. În această parabolă avem o femeie care caută moneda pierdută. What does this woman represent? Ce reprezintă o femeie în Sfânta Scriptură? Let's go to Ephesians chapter 5. În Efeseni la capitolul 5. Ephesians chapter 5. Efeseni capitolul 5. And we will start here at verse 23. De la versetul 23. We have it, please say amen. Priviți ce spune Biblia aici. Amin. 23. Ephesians 5:23-25. Yes. For the husband is the head of the wife. Căci bărbatul este capul nevestei. Even as Christ is the head of the church. După cum și Hristos este capul bisericii. And he is the savior of the body. El mântuitorul trupului. Therefore as the church is subject to Christ. Și după cum biserica este supusă lui Hristos. So let the wives be to their own husbands. Tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Husbands love your wives. Bărbaților iubiți-vă nevestele. Even as Christ also loved the church. Cum a iubit și Hristos biserica. And gave himself for it. Și s-a dat pe sine pentru ea. Paul in verse 32 says this. În versetul 32 citim. This is a great mystery. Taina aceasta este mare. But I speak concerning Christ and the church. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. As I stated the other day. Așa cum am spus și în ocazia trecută, vineri. The woman, o femeie, is likened unto the church. Este un simbol al bisericii. Christ, Hristos, is likened unto the husband. Este un simbol al soțului, al bărbatului. Wife, which is the woman, representing the church. Femeia, un simbol al bisericii. Christ, the man, representing Hristos, the husband. Da, bărbatul, soțul. Let's go to Jeremiah chapter 6. În cartea Ieremia, capitolul 6. So we see that a woman in Bible prophecy represents a church. O femeie în profeția biblică reprezintă o biserică. Jeremiah 6 verse 2. Ieremia capitolul 6 versetul 2. The Bible says I have likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. Pe frumoasa și subțirica fiică a Sionului o nimicesc, spune aici. Who is this comely and delicate woman? Cine este această frumoasă și subțirică fiică a Sionului? The daughter of Zion, of course. Fiica Sionului despre care noi citim aici. But let's go a little deeper. Let's go to Isaiah chapter 51. În cartea Isaia, capitolul 51. Looking at verse 16. Versetul 16. Isaiah 51 verse 16. We have it, please say amen. 51 cu versetul 16. Amin. The Bible says. Priviți ce spune Biblia. And I have put my words in thy mouth. Eu pun cuvintele mele în gura ta. And I have covered thee with the shadow of my hand. Și te acopăr cu umbra mâinii mele. That I may plant the heavens. Ca să întind ceruri noi. And lay the foundations of the earth. Și să întemeiez un pământ nou. And say unto Zion. Și să zic Sionului. Thou art my people. Tu ești
poporul meu. Jeremiah 6:2 told us. Noi am citit în Ieremia 6:2. I have likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. Fica Sionului este asemănată cu o tânără, cu o femeie. Jeremiah called Zion a woman. Așa o numește Ieremia. Isaiah says Zion is God's people. Acum Isaia ne explică și spune fica Sionului este un simbol al poporului Dumnezeu. And we know that the people, God's people, make up the church. Și poporul lui Dumnezeu este biserica lui Dumnezeu. So we see the church in search of this lost coin. Vedem această lucrare a bisericii de a căuta moneda care este pierdută. But the coin is inside the house. Dar moneda este pierdută în casă. Is it possible to be in a church? Dați-mi voie să vă întreb, e posibil să fii în biserică? And be lost. Și totuși să fii într-o stare pierdută? Is it possible? E posibil lucrul acesta? You could be in the church. Să fii în biserică, să te găsești într-o biserică. Be in the right church. Să fii în biserica adevărată chiar. And let be lost. Și cu toate acestea să fii într-o stare pierdută. Because even though you're in the church, cu toate că te găsești acolo, you're not in Christ. Nu ești aflat în Domnul Hristos. Because salvation, pentru că mântuirea, is found in Jesus Christ. Se găsește în Domnul Iisus Hristos. Notice what the Bible says in Acts. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor. We need to understand this, brothers and sisters. Trebuie să înțelegem un lucru, frații și surorile mele. We're going to look at Acts chapter 4 verse 12. Priviți ce spune Biblia în Faptele Apostolilor capitolul 4 cu versetul 12. We have it, please say amen. Amin. The Bible says neither Biblia spune neither is there salvation in any other. Nimeni altul nu este mântuire. For there is none other name under heaven. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor. Given among men whereby we must be saved. În care trebuie să fim mântuiți. What does the Bible say? Ce ne spune Biblia aici? Is salvation found in the house? Spune cuvântul lui Dumnezeu că mântuirea, salvarea se găsește în casă? Salvation is found in who? Salvarea, mântuirea se găsește în Hristos. Jesus Christ. Amen. În Iisus Hristos. And of course when you are in Christ, și bineînțeles atunci când ești în He will lead Hristos, you to the right church. Hristos te va conduce la biserica adevărată. Amen. Amin. All right, let's move on here. Aș vrea să mergem puțin mai departe. We're going to go to Revelation chapter 14. Aș vrea să ne uităm în Apocalipsa. Now, as I stated this morning, așa cum spuneam în această dimineață, that lost sheep, acea oaie pierdută, knew it was lost. Știa că e pierdută. But the problem was that it couldn't find its way back home. Dar problema oii pierdute nu își putea găsi drumul singură spre casă. So it cried for help. Și de aceea striga asemenea unui miel, striga după ajutor. The shepherd heard the cry. Pastorul a auzit strigătul acesta. And went in searching for the sheep. Și s-a dus să caute oaia care era pierdută. But what about those who don't cry out? Dar dați-mi voie să vă întreb care este starea celor care nu își simt nevoia și nu strigă. What about those who don't know or see their true condition? Dar ce spune Biblia despre aceia care nu își văd propria lor condiție? The Bible reveals that we are still to go and search for them. Biblia ne descoperă că suntem chemați să mergem să-i căutăm și pe unii ca aceștia. And who are these? Și cine sunt aceștia? Those who are closest to us. Adesea aceia care sunt cei mai aproape de noi, în apropierea noastră. That coin is an inanimate object. Moneda nu este un lucru viu. It doesn't know its condition. Nu își cunoaște condiția ei. It represents those who are indifferent to their condition. Reprezintă pe aceia care sunt indiferenți față de condiția în care ei se găsesc. It may represent those who don't care. Îi poate reprezenta pe aceia care nici nu le pasă. But those souls still must be reached. Dar sufletele acelea trebuie să fie și ele căutate. Revelation chapter 3, looking at verse 14 to 17. Apocalipsa 3 de la versetul 14. Notice what the Bible says. When you have it, please say amen. Apocalipsa 3 de la versetul 14. Priviți ce spune Biblia aici. And unto the angel of the church of the Laodiceans write. Îngerului bisericii din Laodicea scrie. These things saith the Amen. Iată ce zice cel ce este Amin. The faithful and true witness. Martorul credincios și adevărat. The beginning of the creation of God. Începutul zidirii lui Dumnezeu. Speaking to the last church in the last days. Vorbind despre ultima biserică, biserica ultimelor zile. I know thy works. Știu faptele tale.
That thou art neither cold nor hot. Căci nu ești nici rece, nici înclocot. I would that thou wert cold or hot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. So then, because thou art lukewarm. Dar fiindcă ești căldicel. And neither cold nor hot. Nici rece, nici înclocot. I will spew thee out of my mouth. Am să te vărs din gura mea. Because thou sayest I am rich and increased with goods. Pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit. And have need of nothing. Și nu duc lipsă de nimic. And knowest not that thou art wretched. Și nu știi că ești ticălos, miserable, nenorocit, poor, sărac, blind, orb, naked, gol. This represents the condition of many in the church. Aceasta este condiția multora din poporul lui Dumnezeu. We have many in the church who are lost coins. Mulți care sunt asemenea monezii sau banului pierdut. They go to church every Sabbath. Ei merg în fiecare sabat la biserică. And yet they don't know their condition. Și cu toate acestea ei nu și înțeleg starea spirituală în care se găsesc. They're in the church. Ei se găsesc în biserică. But they're lukewarm. Dar ei sunt căldicei. They're in the church. Ei sunt în biserică. But they're living a life of worldliness. Dar ei trăiesc o viață lumească, firească, pământească. They're in the church. Se găsesc în biserică. But then they go to the club when sun sets. Dar apoi după ce apune soarele, aceiași oameni găsim în cluburile lumii. They're in the church. Ei se găsesc în biserică. But yet in their cabinets they have alcohol. Dar undeva în ascuns consumă alcool. And they get them a shot of wine after church. Și apoi beau un pahar de vin după biserică. They're in the church. Sunt în biserică. But then they go after the church service is over to go to some restaurant to buy something to eat on the Sabbath. Și unii dintre ei după ce participă la biserică se duc la restaurant și își cumpără ceva de mâncare în sabat. They're in the church. Dar se află în biserică. But they sunt have membri. But they have a cloak of self-righteousness. Dar au o haină a propriei lor neprihănire. They think they are high and mighty. Ei cred că sunt puternici, au ajuns la o anumită statură. They're like those first hour workers that we talked about. Sunt asemenea celor lucrători angajați dis de dimineață despre care am învățat. They look down on others. Ei se uită de sus la alții. Instead of understanding that we are all brethren. În loc să înțelegem că suntem cu toții frați. They say like those first hour workers. Așa cum au spus acei lucrători am învățat. How is it that these are equal unto us? Cum se face că aceștia sunt egali cu noi? This is the state of many. Aceasta este starea în care se găsesc mulți. They're lost in church. Sunt pierduți, dar sunt pierduți în biserică. And this is why Christ has given us the Laodicean message. Și de aceea Domnul Hristos ne-a dat solia aceasta a bisericii din Laodicea. To awaken us to our true condition. Ca să ne trezim din starea în care noi ne găsim. And so that we can be zealous and repent. Și să ne pocăim. Isaiah 29 verse 13. Mergem în cartea Isaia la capitolul 29 versetul 13. Isaiah 29 verse 13. Cartea profetului Isaia 29. When you have it, please say amen. De la versetul 13. Isaiah 29 verse number 13. Versetul 13. It says, wherefore the Lord said, for as much. Domnul zice. As his people draw near me with their mouth. Când se apropie de mine poporul acesta. And with their lips mă do honor me. Mă cinstește cu gura și cu buzele. But have removed their heart far from me. Dar inima lui este departe de mine. And their fear toward me. Și frica pe care o are de mine. Is taught by the precept of men. Nu este decât o învățătură de datină omenească. So we have a class of individuals in the church. Avem o grupă de oameni în biserică. With their mouths they honor God. Cu gura lor, cu buzele lor îl laudă pe Dumnezeu. But by their actions they dishonor him. Dar prin faptele lor îl dezonorează. And many think that they're all right. Și mulți cred că sunt în regulă în condiția aceasta. They just think, I'll just go to church and I'm safe. Am să merg la biserică și sunt în siguranță. Dacă merg, e bine deja. But they need to understand. Dar frații mei trebuie să înțeleagă. As the Laodicean message is given. Așa după cum am citit în cartea Apocalipsei. They must understand that just because their name is written on the church book, chiar dacă numele nostru este scris în registrul unei biserici, doesn't guarantee them salvation. Asta nu ne va garanta mântuirea. I rather my name be removed from the church book. Eu am citit că numele meu va fi îndepărtat. Then it be removed from the Lamb's book of life. Mai degrabă aș vrea ca numele meu să fie îndepărtat din registrul pământesc decât să fie îndepărtat din cartea vieții din ceruri. Amen. Amen. Let's move on. Now,
We want to take a little shift. Aș vrea ca să facem acum o schimbare în mesajul nostru. Let's go to Mark chapter 5. Mergem în Marcu la capitolul 5. Because this lost coin, pentru că moneda aceasta pierdută represents something else. Mai reprezintă ceva. It means more than just those lost in church. Reprezintă mai mult decât pe cei care sunt pierduți în biserică. Looking at Mark chapter 5. Marcu capitolul 5. Looking at verse 19 and 20. Și aș vrea să citim de aici de la versetul 19 și versetul 20. This is after Jesus healed that demoniac. Aici suntem în clipa în care Hristos a vindecat pe acel demonizat. Notice what the Bible says here. Priviți ce spune Biblia. Howbeit Jesus suffered him not. Iisus nu i-a dat voie. But said unto him, și a zis, du-te. Go home to thy friends. Du-te acasă la ai tăi. And tell them how great things the Lord have done for thee. Și povestește tot ce ți-a făcut Domnul. And have had compassion on thee. Și cum a avut milă de tine. And he departed and began to publish in Decapolis. Și el a plecat și a început să vestească prin Decapole. How great things Jesus had done for him. Tot ce-i făcuse Iisus. And all men did marvel. Și toți se minunau. So the Bible lets us know. Biblia ne spune aici. Jesus, because a man wanted to go with Jesus. Omul acesta a vrut să meargă cu Domnul Hristos. Jesus said no, no, no. Iisus a spus nu. Go back home. Du-te la tine acasă. Go to thy friends. Du-te la prietenii tăi, la apropiații tăi. And tell them what I've done for you. Și spune-le ce am făcut eu pentru tine. When you have had an experience with Christ. Când avem o experiență vie cu Domnul Hristos. You will share with others what he has done. Vei împărtăși cu alții ceea ce Hristos a făcut pentru viața ta. And you will begin with those who are close at hand. Și lucrarea aceasta începe cu cei care sunt în apropierea ta. So the lost coin does not only represent those lost in church. Moneda pierdută în casă nu reprezintă doar pe cei care sunt pierduți în biserică. It represents also friends and acquaintances who we know who are in a lost state. Dar în același timp, moneda pierdută în casă reprezintă pe cei care sunt pierduți, prietenii noștri, rudele noastre, apropiații noștri. Remember, the coin is lost in the house. Nu uitați, moneda este pierdută în casă. Close at hand. Foarte aproape. The sheep was far off. Oaia era pierdută departe. We are to search for lost sheep. Noi trebuie să căutăm oaia pierdută. But let's not neglect the lost coin. Dar să nu uităm people who we know. Moneda care este pierdută în apropierea noastră. Oamenii pe care noi îi cunoaștem. Whether in the church. Fie că se găsesc în biserică. Whether they're friends. Fie că sunt prietenii noștri. And also this, let's look at Luke chapter 8. Priviți ce spune Biblia în Luca la capitolul 8. Luke chapter 8. Luca, capitolul 8. And we'll look at verse number 39. Și vrem să citim de aici de la versetul 39. When you have it, please say amen. 39. The Bible says. Priviți ce spune Biblia aici. Return to thine house, own house. Întoarce-te acasă. And show great how great things God have done unto thee. Și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. And he went his way. El a plecat. And published throughout the whole city. Și a vestit prin toată cetatea. How great things Jesus had done unto him. Tot ce-i făcuse Iisus. So the house, casa, not only represents the church. Nu doar că reprezintă biserica. But also our own homes. Casa reprezintă familiile noastre. The woman, femeia, not only represents the church, nu doar că reprezintă biserica, but the individual members and families who make up the church. Dar reprezintă membrii, indivizii, persoanele din familiile noastre care compun biserica. Before we can reach the world, pentru că înainte să mergem să atingem lumea, we have to do like this man did. Noi trebuie să facem exact cum a făcut omul acesta. He first reached those in his home. Mai întâi de toate s-a dus să mărturisească celor din casa lui. Lost coins in the house. Monede pierdute în casă. Then he went to his friends. Și apoi s-a dus la prietenii săi. Lost coins in the house. Moneda pierdută din casă. Souls close to him. Sufletele care erau în apropierea lui. Nigh at hand. Aproape. Then he went and published throughout the whole city. Și apoi s-a dus și a spus în toată cetatea. And then the whole region. În toată regiunea aceea. This is coming from Christ's object lessons. Cartea parabole Domnului Iisus Hristos. This parable like the preceding. Această parabolă ca cea anterioară. Sets forth the loss of something with which proper search may be recovered. Prezintă pierderea unui element pentru care este necesară o cercetare amănunțită. And that with great joy. Și în cele din urmă, odată găsit, este mare bucurie. But the parables represent
different classes. Dar cele două parabole reprezintă două clase diferite, distincte. The lost sheep knows that it is lost. Oaia pierdută știe că este pierdută. It has left the shepherd and the flock. Ea a părăsit păstorul și turma. And it cannot recover itself. Și ea nu se poate salva pe ea însăși. It represents those who realize that they are separated from God. Îi reprezintă pe aceia care realizează că ei sunt îndepărtați de Dumnezeu. And who are in a cloud of perplexity. Și acum se găsesc într-o stare de frământare, de agonie. In humiliation and sorely tempted. În umilință și adesea ispitiți. The lost coin. Dar moneda pierdută. Represents those who are lost in trespasses and sins. Reprezintă pe aceia care sunt pierduți în păcat și în fără de lege. But who have no sense of their condition. Dar care nu înțeleg deloc condiția în care ei se găsesc. They are estranged from God. Ei sunt înstrăinați de Dumnezeu. But they know it not. Dar nici măcar nu realizează lucrul acesta. Their souls are in peril. Sufletul lor este într-un pericol. But they are unconscious and unconcerned. Dar ei nu sunt conștienți și nu au nicio îngrijorare cu privire la aceasta. In this parable, Christ teaches. În această parabolă Hristos învață. That even those who are indifferent, chiar și aceia care sunt indiferenți, to the claims of God are objects of his pity and love. Față de cerințele lui Dumnezeu sunt obiectul iubirii sale duioase. They are to be sought for. Ei trebuie să fie căutați. That they may be brought back to God. Pentru ca să fie aduși din nou înaintea lui Dumnezeu. Reading on Christ's object lessons. Citesc mai departe. The sheep wandered away from the fold. Oaia s-a îndepărtat de staul. It was lost in the wilderness or upon the mountains. Și a fost pierdută în pustie sau pe munți. The piece of silver was lost in the house. Dar banul de argint a fost pierdut în casă. It was close at hand. Era foarte aproape, era în apropiere. Yet it could be recovered only by diligent search. Dar nu putea să fie descoperit decât numai printr-o căutare serioasă amănunțită. You know what that lost coin also represents? Știi ce reprezintă acea monedă pierdută în același timp? It represents not just the husband and the wife. Nu doar că reprezintă soțul sau soția. It represents the children. Dar reprezintă în același timp copiii noștri. The Bible reveals to us our responsibility as parents. Biblia ne prezintă responsabilitățile pe care noi le avem ca părinți. In Genesis 18. În cartea Genezei la capitolul 18. Let's turn there. Genesis 18. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia. Geneza. Starting at verse number 19. Geneza capitolul 18, citim de la versetul 19. Genesis 18 verse 19. Geneza 18 versetul 19. And we amen. We have it, please say amen. Amen. The Bible says. Biblia spune. For I know him. Căci eu îl cunosc. That he will command his household, his children and his household after him. Și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el. And they shall keep the way of the Lord. Să țină calea Domnului. To do justice and judgment. Făcând ce este drept și bine. That the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him. Pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. So the word of God tells us. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. That Abraham commanded his household after him. Avram poruncea casei lui după el. That he taught them the ways of God. Cu alte cuvinte, el îi învăța căile lui Dumnezeu. As parents, ca și părinți. This is something I've learned. Acesta este un lucru pe care eu l-am învățat. Because I'm a parent now. Și eu sunt tată. I have a 2-year-old son. Am un băiețel de 2 ani. It's growing quickly. Și crește foarte repede. One of the things that our children must learn. Unul dintre lucrurile pe care copiii noștri trebuie să înțeleagă. Especially when they're real little. În mod special atunci când sunt mici. We must show them love. Trebuie să le arătăm affection, dragoste și afecțiune. Plenty of it. Din plin. But they also must be disciplined. Dar în același timp trebuie să fie așezați sub disciplină. They must learn obedience. Trebuie să învețe ascultarea. They must learn that delayed obedience is disobedience. Trebuie să înțeleagă că acea întârziată ascultare este de fapt neascultare. If your child does something wrong, dacă copilul tău face ceva rău, and you overlook it, și tu treci cu vederea, what you're doing is you're allowing that wild seed to develop and grow. Ceea ce tu îngădui este ca încetul cu încetul sămânța aceea străină să încolțească în inima lui. So as parents we have responsibility. Ca și părinți avem o responsabilitate. Hebrews chapter 12. În Evrei la capitolul 12. And we want to look here at verse Hebrews 12 starting Evrei capitolul 12 starting at verse 7.
Și aș vrea să citesc de aici, de la versetul numărul 6. Hebrews 12, verse 6. De la versetul numărul 6, 12 cu 6. We have it, please say amen. 12 cu 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește. And scourges every son whom he receiveth. Și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. If you endure chastening, suferiți pedepsa. God dealeth with you as with sons. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. But what son is he whom the father chasteneth not? Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? But if ye be without chastisement, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, whereof all are partakers, de care toți au parte, then are you bastards and not sons. Sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Verse 9. Versetul 9. Furthermore, și apoi, we have had fathers of our flesh, dacă părinții noștri trupești, which corrected us, ne-au pedepsit, ne-au corectat, and we gave them reverence, și tot le-am dat cinstea cuvenită. Shall we not much rather be in subjection, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem, unto the Father of spirits and live, Tatălui duhurilor și să trăim. Just like the Father, God the Father corrects us, așa cum Tatăl ne corectează pe noi, We are to correct our children. Așa trebuie să facem noi în dreptul copiilor noștri. We are to show them love. Noi trebuie să le arătăm dragoste. As the Heavenly Father shows us love. Așa cum Tatăl nostru cel ceresc ne arată nouă dragoste. By doing that, făcând acest lucru, the children will have a better understanding of God and His love. Copiii noștri vor avea și ei o înțelegere mai profundă a lui Dumnezeu și a dragostei sale. Let's look at some more here. Deuteronomy chapter 6. Cartea Deuteronom capitolul 6. Deuteronomy chapter 6. Deuteronom capitolul 6. This is our responsibility as parents. Aceasta este responsabilitatea noastră ca și părinți. Deuteronomy 6 verse 6. Deuteronom capitolul 6 cu 6. We have it, please say amen. The Bible says, "And these words which I command thee this day, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, shall be in thine heart, să le ai în inima ta, and thou shalt teach them diligently unto thy children, să le întipărești în mintea copiilor tăi, and shall talk of them when thou sittest in thy house, și să vorbești de ele când vei fi în casă, and when thou walkest by the way, când vei pleca în călătorie, and when thou liest down, când te vei culca, and when thou risest up, și când te vei scula." So the children are to be taught. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie învățați the words of the Lord, cuvântul lui Dumnezeu, morning and evening, dimineața și seara, in the morning and in the evening, în dimineața și seara. Fathers, tatăl, call for family worship, trebuie să strângă familia în jurul altarului familial, sing songs of praises to God, cântând cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. Read a devotional of your choice, citind un devoțional la alegerea dumneavoastră, or scripture, sau pasaj din scriptură. Have family prayer. Rugându-vă împreună. Do this every morning before you go to work. Faceți lucrul acesta în fiecare dimineață înainte de a merge la lucru. Before you go about your day. Înainte să intrați în programul, în rutina zilnică. Because having that morning prayer puts a covering over you. Pentru că acea rugăciune de dimineață așează peste noi o protecție. You are committing yourself in the hands of God for the day. Noi ne predăm viața noastră în mâna lui Dumnezeu pe parcursul acelei zile. And then in the evening before you go down. Și apoi seara înainte de a ne odihni. Have family worship again. Să avem din nou închinare în familia noastră. It's very important that we do this. E foarte important să avem această experiență. Amen. Amin. And not only just family worship. Nu doar închinare în familie. We need to have individual devotion. Trebuie să avem și studiu personal, devoțiune personală. Spending time with God. Timp personal cu Dumnezeu. In the evening and in the morning. Dimineața și seara. We need to also be in an attitude of prayer throughout the day. Trebuie să avem și o atitudine a rugăciunii pe parcursul întregii zile. We need to teach these things also to our children. Și trebuie să învățăm aceste lucruri copiilor noștri. But notice what I said first. Dar aduceți-vă aminte ce am spus la început. You have to have that devotional experience. Va trebui noi să avem această experiență devoțională. In order to effectively teach it to the children. Ca să poți învăța, educa în adevăratul sens pe copiii noștri. Because they just won't do what you say. Ei nu vor face ceea ce tu spui. They will hear you, but they're going to do what you do. Te vor auzi, dar vor face ceea ce văd că tu faci. If they see you being indifferent and neglectful. Dacă ei văd că tu ești indiferent și neglijent. And you're telling them read your Bible. Și tu le spui citește-ți Biblia.
Read your Bible before you go about your day. Du-te și citește ceva din Biblie. And they see you on your phone like this. Și ei te văd pe tine stând butonând toată ziua la telefon. Watching YouTube videos. Și stând uitându-te la tot felul de videoclipuri pe YouTube. And you yourself didn't get up to spend time with God. Și tu nu ai timp să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Yeah, they hear what you're saying. Da, ei te aud ceea ce tu spui. But they're gonna do what you're doing. Dar eu să fac exact ceea ce te văd pe tine că faci. They're gonna say, well, Daddy, he gets up and he plays on his phone. Dar tata se trezește și se joacă pe telefon. I'm gonna do what Daddy does. Am să fac exact ce face tata. Well, Mommy, when she gets up, she's playing with her phone. Mama când se trezește și ea tot se joacă pe telefon. She turns on the news. Și ea se tot uită la știri. Daddy, he turns on in the US we got what's called ESPN. I don't know what they got here. În Statele Unite ale Americii avem un program de televiziune. He turns on the sports channel to see the sports highlights. Și aprinde canalul sportiv ca să privească știrile sportive. To see the football score. Ca să vadă scorul la meciul de fotbal. Which, by the way, let me take a commercial. Apropo, dați-mi voie să fac o reclamă. God has nothing to do with competition. Dumnezeu nu are nimic de a face cu jocurile competitive. He's not in these competitive sports. Dumnezeu nu este deloc implicat în lucrurile acestea. Let me tell you something, brothers and sisters. Dați-mi voie să vă spun ceva, frații și surorile mele. Competition started in heaven. Competiția aceasta, rivalitatea aceasta a început în ceruri. When you look at the word emulations in Galatians chapter 5. Când ne uităm la cuvântul acesta găsit în Galaten la capitolul 5. It means jealousies. Vorbim despre gelozie. And if you do a deeper study, dacă veți face un studiu mai profund, it also means competition. Certurile de partide, vorbim despre competiție, rivalitate. In other words, you're trying to be superior to your brother. Cu alte cuvinte, încerci să fii superior fratelui tău. Lucifer in heaven wanted to be superior to Christ. Lucifer în cerul dorea să fie superior lui Hristos. That's why there was war in heaven. De aceea spune Biblia că a fost război în ceruri. The disciples. Ucenicii. They were trying to be superior to one another. Ucenicii se luptau și erau în rivalitate unul față de altul. I am the greatest. Eu sunt cel mai mare. Then Peter said, no, I'm the greatest. Petru a spus, nu, ba eu sunt. Andrew and John said, no, we were here before you all came. Ioan a spus, noi am fost înaintea voastră aici. We were the disciples of John the Baptist. Noi am fost ucenicii lui Ioan Botezătorul. We were the first ones to come to Jesus. Noi am venit primii la Isus. We are the greatest. Noi suntem mai mari. The Andrew said, no, I'm the greatest. Nu, ba eu. John said, no, I'm the greatest. Și tot așa. They were going back and forth for that. Tot timpul era această problemă. In the upper room. Chiar și acolo în camera de sus. They were doing it again. Acolo erau cuprinși de spiritul acesta. The crisis was at hand. Criza era în fața lor. And they were arguing back and forth who's going to be the greatest. Și ei se luptau cine are să fie mai mare între ei. Christ said, except you be as little children. Iisus a spus, dacă nu veți fi asemenea unor copilași, you should not see the kingdom of God. Nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Competition is not of God. Frații mei, vreau să vă spun, aceste lucruri competitive nu sunt de la Dumnezeu. Getting back to my point. Mă întorc înapoi. It's important for us to lead by example for our children. Trebuie să-i conducem pe copiii noștri prin exemplu personal. Proverbs 22 verse 6. În cartea Proverbelor la capitolul 22. Did we understand everything so far? Am înțeles până la momentul acesta? We still friends? Mai suntem prieteni în continuare? All right, amen. Proverbs 22 verse 6. Proverbe 22 cu versetul 6. We have it, please say amen. Rișe spune cuvântul lui Dumnezeu aici. The Bible says, train up a child in the way that he should go. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. And when he is old, he will not depart from it. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. So that training, that home training, acea educație acasă, will keep that child as he gets older. Va păstra pe copil pe calea credinței pe măsură ce va îmbătrâni. The finest memories, cele mai bune amintiri, will be the home. Sunt cele care sunt de acasă. If everything is done right. Dacă totul este făcut în conformitate cu planul lui Dumnezeu descoperit în Scriptură. But there was an individual. Dar mi-aduc aminte de un personaj. In 1 Samuel chapter 2. În 1 Samuel la capitolul 2. Who has some sons? Care a avut niște fii. And I want you to notice this. Și aș vrea să observăm ceva. 1 Samuel chapter 2, looking at verse number 12.
În 1 Samuel capitolul 2 de la versetul 12. First Samuel 2 verse 12. When you have it, please say amen. Amen. Now, we're going to look at Eli. Eli was the priest. Ne vom uita la Eli, marele preot. But notice what the Bible says here. Dar priviți dumneavoastră ce spune Biblia aici. Now, he was working in the church. El lucra în biserică, pentru biserică. But the Bible says this. Dar ascultați dumneavoastră. Now, the sons of Eli were sons of Bilal. Un pic traducerea la noi e diferită, dar vă traduc originalul că e profund. They knew not the Lord. Fiii lui Eli erau fiii lui Belial sau copiii diavolului, nu cunoșteau pe Domnul. Sons of Bilal. Fiii lui Belial. Matthew chapter 13. Matei capitolul 13. You remember Matthew chapter 13? Let's go there real quickly. Hold your finger right there. Am studiat lucrul acesta. Hold your finger in 1 Samuel chapter 2. Aduceți-vă aminte. Mergem în Matei 13. Go to Matthew chapter 13. Matei la capitolul 13. Am privit acest aspect. Pastor Tinsley on yesterday. Fratele pastor Tinsley talked about the wheat and the tares. A vorbit despre grâu și neghina. Look at Matthew chapter 13. Matei 13. And we will look here 38. Versetul 38. Matthew 13 verse 38. As a matter of fact, start at verse 37. Hai să citim chiar de la versetul 37. And he answered and said unto them. El le-a răspuns. He that soweth the good seed is the son of man. Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Verse 38. The field is the world. Țarina este lumea. The good seed are the children of the kingdom. Sămânța bună sunt fiii împărăției. These are individuals who have surrendered wholeheartedly to the word of God. Aceștia sunt cei care și-au deschis inima pentru cuvântul deplin al lui Dumnezeu. And they are bearing fruit unto righteousness. Ei aduc roadă pentru neprihănire. It doesn't mean that they have not sinned. Asta nu înseamnă că ei nu au păcătuit cândva. But all have sinned and come short of God's glory. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. But when the correction comes, dar atunci când a venit mustrarea, they surrender and yield to God's correction. Ei s-au predat și s-au supus procesului lui Dumnezeu de corectare. Reading on. Mă citesc mai departe. But it says in verse 38, but the tares 38, neghina are the children of the wicked one. Sunt fiii celui rău. Now the tares, on the other hand, aduceți-vă aminte, neghina. It's not that they're doing wrong. Nu numai că fac rău. It's not just that. Nu doar aceasta. It's the fact that when the correction comes. Problema este că atunci când vine mustrarea, they rise up against it. Ei se ridică împotriva ei. They are children of disobedience. Copii ai neascultării. They are sons of Belial. Fii ai lui Belial. They are the embodiment of error. Sunt întruparea falsității, minciunii. And so when we look at the sons of Eli going back to 1 Samuel chapter 2, aici în 1 Samuel la capitolul 2, they were basically tares. Erau reprezentanții ai neghinei. But how did they become tares? Dar cum de-au ajuns în această situație? Looking at verse number 17. Versetul numărul 17. Wherefore the sin of the young men was very great. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat. Before the Lord. Yes. For men abhor the offering of the Lord. Pentru că ne socoteau darurile Domnului. And look in verse 22. Versetul 22. The Bible says, now Eli was very old. Eli era foarte bătrân. And heard all that his sons did unto all Israel. Și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. And how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Aflat că și se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Wow. They were laying with the women in the church. Vă dați seama ce făceau. Se culcau cu aceste femei acolo la cort, la biserică. Fornication in the church. Curvie în biserică. Reading on. Citesc. Verse 23. 23. And he said unto them. El le-a zis. Why do you do such things? Pentru ce faceți astfel de lucru? For I hear of your evil dealings by all the people. Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nay, my sons, for it is no good. Nu copiii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. No good report did I hear. Yes. You made the Lord's people to transgress. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască.
Verse 25. Versetul 25. If one man sin against another, dacă un om păcătuiește împotriva unui alt om, the judge shall judge him. Îl va judeca Dumnezeu. But if a man sin against the Lord, dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, who shall entreat for him? Cine se va ruga pentru el? Notwithstanding they hearken not unto the voice of their father. Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor. Because the Lord would slay them. Căci Domnul voia să-i omoare. They didn't respect their father. Nu aveau respect pentru tatăl lor. Because he didn't command them to respect. Pentru că el nu a cerut de la ei respect. He neglected his responsibility. El a neglijat responsabilitatea lui ca tată. He allowed his responsibility in the church to override his responsibility. El a lăsat ca responsabilitățile și lucrările din biserică să fie văzute mai importante ca cele de acasă. He saw sinful traits in his sons. El a văzut defecte grave în comportamentul copiilor săi. When they was 1 and 2 years old. Când erau deja mici. And he said, he saw what he did, honey, that's so cute. Dar e atât de micuț, e așa de drăgălaș. But as they got older, it wasn't so cute. Dar pe măsură ce au crescut mai mari, nu mai erau atât de simpatici, de drăgălași. My sons, don't do that. Fiii mei, nu faceți lucrul acesta. I can do whatever I want. Eu am să fac ce vreau eu. Yeah, dad, whatever. Da, tată, bine, te-am mai auzit cu lucrurile acestea. They didn't take him seriously. Nu l-au luat în serios. Because he failed to do his responsibility. Pentru că el nu și-a împlinit responsabilitatea lui de tată în familie. Now I'm going to read something here in 1 Samuel. We're still in chapter 2. Capitolul 2. And 29. Yeah, 29. Versetul 29. It says, wherefore kick ye at my sacrifice? Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele? And at my offering? Și darurile mele. Which I commanded in my habitation? Care am poruncit să se facă în locașul meu. And honorest thy sons above me. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? To make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel, my people. Ca să vă îngrășați cu cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel. So Eli honored his sons above God. Biblia spune clar, Eli onora, respecta pe fiii săi mai mult decât pe Dumnezeu. Look at 1 Samuel 3 verse 13. Privește, spune 1 Samuel 3 cu 13. The Bible says, for I have told him, i-am spus, that I will judge his house, i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, forever for the iniquity which he knoweth, din pricina fără de legii de care are cunoștință, because his sons made themselves vile, și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, and he restrained them not, și atenție, fără ca el să-i fie oprit. He didn't chastise his sons. El nu i-a mustrat pe copiii săi. And even deeper than that. Și mai adânc decât atât. They were officers in the church. Ei aveau responsabilități în biserică, acești and oameni. And they weren't sat down. Și cu acești oameni nu s-a discutat. There's a lesson here. Există o lecție pe care trebuie să o învățăm aici. The sins that we don't check at home. Păcatele pe care noi nu le ținem în control acasă. Will arise in the church. Se vor ridica într-un grad mai mare în biserică. Because the church is made up of families and individuals. Pentru că biserica este formată din familii, din indivizi. I've seen men. Eu am văzut adesea oameni. Preach continually about the apostasies in the church. Predicând în mod constant despre apostaziile din biserică. And it's all they preach about. Și numai despre lucrul acesta vorbesc. They say this leader is wicked. Liderul acesta este nelegiuit. Child of hell. Este un copil al diavolului. Denouncing and saying all types of things. Și vorbind tot felul de lucruri. Some even get deep into their personal lives. Unii au ajuns atât de adânc să scormonească în viața personală a celor oameni. While we must protest, în timp ce noi suntem chemați să protestăm, we gotta follow the example of Jesus. Nu uitați, trebuie să urmăm și exemplul lui Hristos. But I've seen men do this very thing. Dar am văzut pe om făcând lucrul acesta. And yet their own children are lost coins. Și cu toate acestea, copiii lor sunt monede pierdute în casă. And it baffles my mind. Și adesea mă întreb. I said, how can you point the finger at the church? Cum e posibil să arăți cu degetul la ceea ce se întâmplă în biserică? And yet your own home is out of order. Și cu toate acestea, familia ta să nu se găsească în ordine. I'm not making things up here. Frații mei, vreau să vă spun, eu nu inventez lucrurile acestea. I remember one time exiting out the church. N-am să uit niciodată, ieșeam dintr-o biserică. And the very daughter of the man who was just saying all these things. Și chiar fiica celui care rostea aceste lucruri de la amvon. Things that were indeed true.
lucruri care, da, erau adevărate, but may not be in the right spirit. Dar nu erau spuse în spiritul potrivit. The daughter of this individual, fiica acestei persoane, hanging out on another young man. Era în brațele unui tânăr la ieșirea afară din biserică. And they saw me coming out. And they said, și m-au văzut ieșind din biserică și imediat s-au separat, s-au au luat mâinile unul după altul. At that time, I was just kind of shocked. Like, în momentul acela am fost un pic marcat, șocat. So I didn't do anything right then and there. N-am putut să spun nimic sau să fac ceva atunci și acolo. And the father, of course, was walking right around the corner, coming that direction anyway. Tata venea după colț oricum în acea direcție. And that thing stuck with me throughout the day. I said, I can't believe. Și lucrul acela m-a lovit pe parcursul zilei. Am zis, nu-mi vine să cred. Before we try to get the beam. No, the splinter out of somebody else's. Înainte să scoatem paiul din ochiul altuia. Let's get the beams out of our eyes. Haide să ne scoatem bârna din ochii noștri. We got lost coins in our. Avem monede pierdute în casa noastră. They need to be searched out. Care trebuie să fie cercetate și găsite. Go to Matthew 13 verse 22. În Matei la capitolul 13, versetul 22. Matthew 13 verse 22. 13 cu versetul 22. We have it, please say amen. Priviți ce spune Biblia aici. Amin. Matthew 13, 22. 13 cu 22. This was also touched upon yesterday. Lucrul acesta a fost subliniat și în studiile de ieri. He also that receiveth the seed among the thorns. Iar sămânța căzută is he that heareth the word. Este cel ce aude cuvântul. And the care of this world. Dar îngrijorările veacului acestuia. The deceitfulness of riches. Și înșelăciunea bogățiilor. Choke the word. Spune Biblia, înneacă acest cuvânt. And it becometh unfruitful. Și ajunge neroditor. Is there anything in your home that's choking the word? Aș vrea să vă întreb, frații mei, există ceva în familia noastră, în casa noastră, care înneacă, sufocă influența cuvântului Dumnezeu? Is there an environment that you're placing your children that's choking the word? Există vreo atmosferă în care ți așezi copiii care înneacă, sufocă influența cuvântului Dumnezeu? Well, I'm allow my child to have a sleepover at somebody's house. Am să îngădui ca copilul meu să doarmă în altă casă, în altă familie. Oh, that's dangerous. E periculos. That's very dangerous. Foarte periculos. Let me explain. De ce? Because your child is not with you. Copilul tău nu este cu tine. And you don't know what the child that he's having a sleepover with. Și tu nu știi că acel copil la care el doarme may introduce your son and daughter to. S-ar putea să-ți introducă într-o anumită practică pe fiul tău sau pe fiica ta. There are many situations in which things have happened. Foarte multe situații care s-au întâmplat total nepotrivit. Hey, I found these pills. Uite, am găsit pilulele acestea. Hey, look at this on my phone. Uite, vreau să-ți arăt ceva aici pe telefon. Hey, look what I found. Uite ce am găsit aici. Gotta be very, very careful. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Watch out for the thorns. Gândiți-vă la spini. That can choke the word. Spinii care pot sufoca cuvântul lui Dumnezeu. And the next thing you know, they come home. Și apoi se întorc acasă. And you see in a certain behavior. Și vezi, observi un anumit comportament. And you're like, where did they get this from? Și te întrebi, de unde au luat lucrurile acestea. You notice they're not excited about devotion anymore. Nu mai sunt entuziasmați cu privire la devoțional. The word is being choked. Cuvântul lui Dumnezeu este sufocat acum. You got to search for the problem. Trebuie să începi să cauți problema, să o identifici. Like the woman, you need the broom. La fel ca și femeia, ai nevoie de mătură. You need to sweep through the house. Trebuie să începi să faci curățenie în casă. You need the candle. Trebuie să aprinzi lumina. So you can see. Candela, să te uiți cu băgare de seamă. Where is it? What do I need to do? Unde este? Ce trebuie să înlătur? Go to Psalm 119 verse 105. Mergem în Psalmul 119 cu 105. Psalm 119 verse 105. Psalmul 119 cu versetul 105. And notice what the word of God says. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. In Psalm 119 verse 105, when you have it, please say amen. Psalmul 119 cu versetul 105, Biblia spune: The word of God says, "Thy word is a lamp unto my feet." Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. And a light unto my path. O lumină pe cărarea mea. So that candle that woman lights. Acea candelă, acea făclie, lumină pe care o aprinde femeia. Represents the word of God. Reprezintă cuvântul lui Dumnezeu.
As a matter of fact, it represents more than that. Go to Psalm 19. Mai mult decât atât. Psalmul 19. Psalm 19. Psalmul 19. And notice here what the Bible says in verse. Privi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Verse number 7 and 8. Psalmul 19, versetul 7 și versetul 8. Psalm 19, 7 and 8. 7 versetul 8 și 7 și 8. We have, please say amen. Amin. The law of the Lord is perfect. Legea Domnului este desăvârșită. Converting the soul. Și înviorează sufletul. The testimony of the Lord is sure. Mărturia Domnului este adevărată. Making wise the simple. Și dă înțelepciune celui neștiutor. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Orânduielile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. The commandment of the Lord is pure. Poruncile Domnului sunt curate. Enlightening the eyes. Și luminează ochii. Go to Proverbs 6. Proverbe capitolul 6. So the commandments of God enlighten the eyes. Poruncile lui Dumnezeu dau lumină ochilor noștri. Proverbs 6. 23. Verse number 23. Versetul 23. The Bible says, Biblia spune, for the commandment is a lamp, căci sfatul este o candelă, and the law is light, învățătura este o lumină, and reproofs of instruction, iar îndemnul și mustrarea, are the way of life, sunt calea vieții. So not only is God's word light, nu doar că cuvântul lui Dumnezeu este reprezentant de lumină, his commandments are light, poruncile lui Dumnezeu sunt lumina, and it gives us instruction, și aceste cuvinte ale lui Dumnezeu ne dau lumină. It reminds me of another scripture about God's word in 2 Timothy chapter 3. Mi-aduc aminte de un alt pasaj găsim în scriptură în 2 Timotei la capitolul 3. 2 Timothy chapter 3. 2 Timotei capitolul 3. And we will start here at verse 16. Și am vrea să citim de la versetul 16. 2 Timothy 3 verse 16. De la versetul 16. The Bible says all scripture is, toată scriptura is given by inspiration of God. Este insuflată de Dumnezeu. And it's profitable for doctrine. Și este de folos ca să învețe. For reproof. Să mustre. For correction. Să îndrepte. For instruction. Ca să dea înțelepciune în neprihănire. That the man of God may be perfect. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Thirdly, furnished with all good works. Și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. So the woman in the parable has the light. Cu alte cuvinte, femeia din parabolă aprinde lumina. Which represents the commandments of God. Cu poruncile lui Dumnezeu. Which represents his word. Cuvântul lui Dumnezeu. And she's examining the word. She's examining the commandments. Și acum examinează, cercetează cuvântul lui Dumnezeu. She's getting reproof. Și este mustrată. She's also getting correction and instruction in righteousness. Primește îndreptare, neprihănire. So that she can be daily furnished unto all good works. Ca să fie cu totul pregătită pentru orice lucrare bună. And be able to find that lost coin. Și să poată găsi moneda pierdută. The word of God is instructing her and letting her know these are the things that you are to do. These are the things you should not do. Cuvântul lui Dumnezeu arată iată ce ar trebui să faci, iată ce n-ar trebui să mai faci. And now after having instruction from the word of God. Și acum după ce ai instrucțiune din cuvântul lui Dumnezeu. She takes the broom. Ia mătura. What does a broom represent? Ce reprezintă mătura aceasta? What do we use a broom for? Pentru ce folosim mătura, frații? What's the broom for? Ce facem cu mătura? You clean with a broom, right? You sweep the floor. Da, curățim. Go to Matthew chapter 5. Mergem în Matei. Matthew chapter 5. Matei. And we will look here at verse number 29. Matei capitolul 5 de la versetul 29. The Bible says, if thy right eye offend thee, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, pluck it out, scoate-l and cast it from thee, leapă-l de la tine, for it's profitable for thee, căci este spre folosul tău, that one of thy members should perish, să piară unul din mădularele tale, and not that the whole body should be cast into hell, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. And if thy right hand offend thee, dar dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, cut it off, tai-o and cast it from thee, leapă-l de la tine, for it's profitable for thee, căci este spre folosul tău, that one of thy members should perish, să piară unul din mădularele tale, and not that thy whole body should be cast into hell, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. So if there's something that you're doing that's not in line with the word of God, dacă este ceva ceea ce noi facem ce nu este în conformitate cu Sfântul Cuvânt, you gotta clean it out the house, curățați-l, take the broom, sweep away the rubbish,
Dați afară gunoiul, îndepărtați Remove tot ce the dust of the world. Îndepărtați praful lumii. Remove the movies. Îndepărtați, scoateți afară filmele. Movies? Filmele? Hollywood. Hollywood. Get it out of your house. Dați-le afară din casa voastră. Many of these Hollywood stars. Multe dintre vedetele acestea de la have Hollywood. Have made a pact with the devil. Au făcut un pact direct cu diavolul. They have sold their souls for riches and fame. Și au vândut sufletul pentru bogăție și pentru faima în lumea aceasta. The music. Muzica. Sweep it out of the house. Scoateți-o afară din casă. I'm not talking about the good, wholesome music. Eu nu vorbesc despre muzica curată. The music of God. Muzica lui Dumnezeu. I'm talking about the worldly music. Eu vorbesc despre muzica aceasta lumească. And even so-called gospel. Și chiar muzica aceasta numită evanghelică. That has the same rhythm care of the world. Care are aceleași ritmuri ca și muzica lumească. That makes you move. Care te face să te miști. Sweep it out the house. Scoateți-o afară din casă. Let me go back to the church for a moment. Dați-mi voie să mă întorc înapoi la biserică. Many of our young people. Mulți dintre tinerii noștri. We say in order to keep them in the church. Ca să-i păstrăm în biserică. We got to invite the comedians. Trebuie să invităm aici comedianți. We got to bring the drums. Trebuie să aducem tobele în biserică. Let's set the stage and make it look like a rock concert. Hai să facem aici o scenă, un concert rock pentru tinerii noștri. Let's have fun and games. Haideți să aducem jocuri pentru. Let's have soccer competitions. Să facem campionate de fotbal și așa mai departe. Yeah, let's have a championship. Haideți să avem un campionat pentru tineretul nostru. When it's all over, we give the winner a big trophy. Și la sfârșit o să le dăm câte o cupă câștigătorilor. Yeah, let's have a basketball tournament. Să avem un turneu de basket. This church against that church. Biserica asta împotriva la asta biserică. I've seen these basketball games back at home in America. Am văzut lucrurile acestea la mine acasă în America. A church that I used to attend years ago. O biserică unde cândva mergeam. I saw one of the players because he got called on a foul. Într-un meci de basket, un jucător care get right in the face of the referee. Care s-a dus în fața arbitrului când l-a fluierat. And argue with the referee. Și a început să țipe, să strige, să se certe cu arbitru. Now years ago, even back then. Acum ani în urmă, la momentul acela, being a lost coin myself. Eram eu o monedă pierdută. I saw something went right about m-am uitat și am zis ceva nu e în regulă cu imaginea aceasta. I said, this is the church. Asta este biserica. And they doing this. Și asta ei fac. I said, man, I'm used to seeing this in the world. Eu lucrurile acestea le făceam în lume. Even that didn't sit right with me. Nu era potrivit pentru mine. And so we had this idea that we can keep the young people by having all these various worldly activities. Și avem această idee că trebuie să-i păstrăm pe tineri în biserică cu lucrurile lumii aduse în biserică. Not even realizing that you're developing wrong traits in their hearts. Fără să realizăm că prin aceste elemente dezvoltăm trăsături greșite de caracter în viața lor. These are the thorns that's choking out the word. Aceștia sunt spinii care sufocă cuvântul, influența cuvântului Dumnezeu. It's time for the church to arise. Trebuie să ne trezim, frații mei, ca biserică. To get the candle of the word of God. Trebuie să luăm candela vie a cuvântului Dumnezeu. And letting it lighten their minds. Și să lăsăm să ne lumineze mintea noastră. And begin to get the broom. Să luăm mătura. And sweep all the rubbish away. Să curățăm gunoiul afară din casă. I never forget speaking at a church years ago. N-am să uit niciodată, vorbeam într-o biserică ani în urmă. And we talked about the worldliness of different things in the music industry. Și vorbeam despre spiritul acesta lumesc prezent în filmele Hollywoodului și toate lucrurile. And it was a day in which we said at the end we gave an appeal. Și la sfârșit am făcut un apel. It was stated that whoever has the music, the movies, we want to take these things and break them and put them in the trash. Bring them to the church. Toți aceia care aveți niște muzică nepotrivită, filme, aduceți-le, le distrugem și le aruncăm în coșul de gunoi pe toate, scăpăm de ele. And as a church, we consecrate ourselves to God. Și ca biserică să ne consacrăm lui Dumnezeu. We gonna sweep away the rubbish. Vom curăța gunoiul din casa noastră. The next day, I made the appeal. A doua zi am făcut apelul. You have these things. Come forward. Veniți cu aceste lucruri. The head deacon, diaconul, primul diacon, brought a box full of movies and old music. A adus o ladă plină cu DVD-uri, cu filme, cu casete, cu. I'll never forget it. Niciodată n-am să uit.
He came to the, he came forward. A venit în față. And he just dumped it right in front of me. În fața mea l-a vărsat pe toate. I tried to keep my facial expression calm. Am încercat să-mi păstrez calmul. But in my mind I'm like, what is this? Dar în mintea mea, I mean, just a bunch of movies and everything. He just literally just with a straight toate, face just toate, dumped it all over. Toate le-a vărsat în fața mea, l-a vărsat. Put the box down. A pus cutia jos. Stood there. Și a stat. I thought he collected it for the whole church. Eu am crezut că el a strâns de la toată adunarea. I thought he was dumping it in behalf of the church. Eu am crezut că el le aruncă în numele întregii biserici. We talked to him after, he said, "No, nah, brother." Și am vorbit cu el în spate și el mi-a zis, "Nu, frate." That was my collection. Asta era doar colecția mea. I mean, he had movies with Halle Berry and all these other individuals. El avea toată colecția de filme cu tot felul de actori. He said that was my collection. Asta era colecția mea. And he broke it along with us. Și le-a călcat, le-a rupt, le-a distrus. And we took the trash can. Le-am luat pe toate în tomberonul de gunoi. Me and the head deacon, we dumped it right in that trash barrel. Și le-am aruncat pe toate. What am I saying here? Ce vreau să vă spun, frații mei? We got a clean house. Va trebui să ne curățăm casele noastre. Not only in the church. Nu doar în biserică. But even in our homes. Dar chiar și în familiile noastre. Get Mickey Mouse out of your house. Scoateți-l pe Mickey Mouse afară din casă. Amen. Amin. Get it out. Scoateți-l afară. Don't you know Disney? Nu știați noastră că cei over de la in America, Disney în America, they promote LGBTQRSTUV. În desenele animate minoritățile acestea sexuale LGBTQ și tot alfabetul. You catch my drift. Ați înțeles deja ce vreau get să spun. Get it out the house. Scoateți-l afară din casă. Get rid of the rap. Scoateți muzica aceasta rap. I don't know what's the hot music here in Romania. Nu știu care este muzica fierbinte aici în România. But get rid of the worldly stuff out of the home. Îndepărtați lucrurile acestea lumești din casă. We got to get the broom, brother. Trebuie să punem mâna pe mătură, frați și surorile mele. I'm going to read this. Aș vrea să vă citesc ceva. Unless the truth sanctifies the soul. Dacă adevărul lui Dumnezeu nu va sfinți sufletul. Hereditary and cultivated traits of character will develop. Tendințele ereditare moștenite și cultivate de în caracter se vor dezvolta. And we shall be seeking for spots and blemishes in others. Și noi vom începe să căutăm pete și defecte în viața altora. But our measuring and judgment will correspond to our own prejudice. Dar măsurătoarea noastră și judecata noastră va corespunde cu propria noastră judecată, gândire. To our human likes and dislikes. După ceea ce ne place și nu ne place. In dealing with brethren that reveal a hard, critical, accusing spirit. În purtarea noastră cu frații care manifestă un spirit tăios, critic, acuzator. These are some lost coins right here. Acestea sunt niște monede pierdute. How can we reach them? Cum putem să-i ajutăm? Reading on. Priviți. We should manifest the spirit of Christ. Ar trebui să manifestăm spiritul lui Hristos. That they may behold and become changed. Ca ei să poată să ne privească și să fie schimbați. Without a connection with God, fără o conexiune cu Dumnezeu, self and self uplifting will appear. Eul și înălțarea de sine va apărea. Day by day, în fiecare zi, hour by hour, ceas după ceas, we must weave heavenly principles into our life. Ar trebui să îngăduim principiilor cerului să fie prezente în viața noastră. Praying God that he will bestow his Holy Spirit upon us. Rugându-ne lui Dumnezeu ca să reverse Duhul Sfânt peste noi. For it's the Holy Spirit alone that can purify the affections. Pentru că este doar Duhul Sfânt care ne poate curăți gândurile noastre, motivațiile noastre. And uproot the tares și să dezrădăcineze neghina that naturally grow in the heart. Care crește în mod natural în inima noastră. We talked about the tares yesterday, didn't we? Noi vorbeam despre neghină în ocazia de ieri. There are tares in the heart that must be uprooted. În inima noastră se găsește neghină care trebuie smulsă. We got to get rid of the weeds and thorns. Trebuie să îndepărtăm buruienile acestea, spinii, pălămida. Or else they will choke the word. Dacă nu vor sufoca cuvântul lui Dumnezeu. We got to be careful with the institutions where we send our children. Trebuie să fim atenți chiar și în instituțiile, în școlile unde noi ne trimitem copiii. Never forget years ago. N-am să uit niciodată. I remember being a little child. I think I was 2 or I can't remember how old I was. Nu mi-aduc aminte foarte bine ce vârstă aveam. And I remember my brother had got in big trouble. Dar știu că fratele meu a nimerit în probleme. I didn't know what it was at the time. Nu știam.
ce era la momentul acela. But I knew he got in trouble. Dar știu că a avut parte de probleme. But my mom related to me years later. Dar mama mea m-a povestit mai târziu. That he went to a Adventist institution. Că a mers la o instituție adventistă. Christian, supposed to be a Christian school. O școală creștină. And this is a boarding academy, by the way. Și aceasta era o academie, un colegiu. And he learned something there. Și a învățat ceva acolo. That was his junior year. When he got to his senior year, he had to go back to public school because the cost was too high to keep him there. În anii de juniorat și apoi a plecat de acolo pentru că costurile erau mult prea mari ca să poată continua să învețe. The academy was expensive. Această academie era destul de scumpă. My mom had to canvas to help pay for the expenses. Și mama mea lucra în colportaj pentru a plăti aceste cheltuieli. But when he got to the public school his senior year, dar când s-a întors înapoi în școala publică, he was walking around the school drunk. Fratele meu mergea la școală beat. Now being that my mom was a teacher, your mother? Yes. She was a teacher. Mama mea era profesoară. The assistant principal at the school, directorul asistent al școlii respective, he suspended him for only one or two or three days. L-au suspendat pentru vreo 3 zile aproximativ. Since that was my mother's son. Pentru că era băiatul mamei mele. When my mom got home, când mama mea a venit acasă, with my brother, cu fratele meu, she said, "What did you get this from?" Și a zis, "De unde ai învățat lucrul he acesta?" He said, "I got it from the academy." Spune, "De la academie am învățat." The tares. Neghina. The weeds. Spinii. Out the word. Care sufocă cuvântul lui Dumnezeu. To this day, he's not in the church. Până în ziua de astăzi nu mai este prezent out. În biserică. Sufocat. We gotta be careful what we send our children. Trebuie să fim atenți unde vom trimite copiii. Very serious. Foarte serioasă este întrebarea aceasta. Acum la încheiere. Go to Luke chapter 15. We're going back there. Aș vrea să mergem în Luca 15. How does the story end? Cum se încheie această relatare din Luca? Luke chapter 15 and we'll look at verse Luca 15. Let's look at verse number 9. Haideți să citim de la versetul numărul 9. So the woman, she's sweeping through the house with the light. Biblia ne spune că această femeie a început să curețe cu mătura casa ajutată de lumină. Cleaning every nook and cranny. Curăța orice colț al camerei. Dustin. Praful, mizeria. Dust is all over the place. Praf acum este peste tot. She's sweeping. Și face curățenie. And finally. Și deodată. She finds it. Găsește moneda pierdută. The Bible says. Biblia spune. Verse 9, Luke 15:9. And when she had found it, după ce l-a găsit, she called her friends, cheamă pe prietenele, and her neighbors together saying, și vecinele ei și zice, rejoice with me. Bucurați-vă împreună we cu mine. For I have found the peace which I have lost. Căci am găsit leul pe care îl pierduse. So she goes to the other churches. Ea se duce la celelalte biserici. The sister churches rejoice with them. Vecinele, prietenele biserici. We found the lost coin. Le-am găsit, am găsit moneda pierdută. This soul has been reclaimed. Sufletul acesta a fost câștigat. They rejoice together. Și se bucură. The church member. Membrii bisericii. The member of the family at home. Membrii familiei de acasă. They reclaim that lost coin. Văd moneda a fost găsită. That lost soul. Acel suflet pierdut. And they rejoice. Și toți se bucură. And the Bible lets us know. Și Biblia spune. In verse 10. Versetul 10. Likewise I say unto you. Tot așa vă spun. That there is joy in the presence of the angels of God. Că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Over one sinner that repent. Pentru un singur păcătos care se pocăiește. But you may say that coin is all dirty. Dar s-ar putea să spuneți moneda aceea este murdară. Este atât de murdară. Is that coin still of value? Vreau să vă întreb, moneda aceea este în continuare prețioasă? Still of value. În continuare este prețioasă. You can still purchase something with it. Poți cumpăra ceva cu ea. It has an image on that coin. Are o imagine, este un chip pe moneda aceea. In America we have a penny. În Statele Unite ale Americii avem un cent. And on that penny, one cent, și pe centul acela, you have the image of Abraham Lincoln. Avem chipul lui Abraham Lincoln. That coin represents a lost soul. Moneda aceea reprezintă un suflet pierdut. In this parable in Luke chapter 15. În parabola în aceasta din Luca 15. Whose image were we made in? Vreau să vă întreb, noi după chipul cui am fost creați?
We're made in the image of God. Noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu. But sin has marred that image. Dar păcatul a stupat chipul acesta, a umbrit chipul acesta, a murdărit chipul acesta. Jeremiah 18 and we'll close. În Ieremia la capitolul 18 și încheiem. Sin has marred that image, brothers and sisters. Păcatul a înnegrit acest chip. In Jeremiah chapter 18. În Ieremia la capitolul 18. God presents to Jeremiah another object lesson or illustration. Dumnezeu îi prezintă lui Ieremia o altă lecție, o altă ilustrație. Or parable. O parabolă. You got parables even in the Old Testament. Avem parabole și în Vechiul Testament. You thought they were just in the New Testament. Să nu credeți că sunt doar în Noul Testament. They're also in the Old Testament. În Vechiul Testament la fel. Jeremiah 18 verse 1. Ieremia 18 cu versetul 1. The word which came to Jeremiah from the Lord saying. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Arise and go down to the potter's house. Care sună astăzi, scoală-te și coboară-te în casa olarului. And I will cause thee to hear my words. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Then I went down to the potter's house. Când m-am coborât în casa olarului. And behold, we brought a work on the wheels. Iată că el lucra pe roată. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. So he made it again another vessel. Spune Biblia, atunci el a făcut un alt vas cum i-a plăcut lui să-l facă. As seemed good to the potter to make. Yes. Make it. Verse 5. Și cuvântul Domnului. Then the word of the Lord came to me saying. Yes. O house of Israel. Mi-a vorbit astfel, nu pot să fac eu cu voi ca olarul acesta casa lui Israel. Cannot I do with you as this potter? Yes. Saith the Lord. Behold, as the clay is in the potter's hand. Iată cum este lutul în mâna olarului. So are ye in my hand. Așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. O house of Israel. So God wants to mold us and shape us, reshape us into his image. Dumnezeu vrea să ne modeleze. That image that has been marred because of sin. Chipul acela care a fost înnegrit din cauza păcatului. God wants to restore it. Dumnezeu vrea să-l restaureze. He wants to make us new creatures in Christ Jesus. Dumnezeu vrea să ne facă noi făpturi în Hristos Iisus. So though that coin is dirty. Deși moneda aceea este murdară. It still reveals by its image that it belongs to God. În continuare, chipul pe care îl poartă arată că îi aparține lui Dumnezeu. And with much care and cleaning. Și Dumnezeu vrea să-l curețe. That image can be reflected fully. Chipul acela poate să fie reflectat pe deplin. There may be some lost coins in your home. Poate că există o monedă pierdută și la tine acasă. We could stand up here all day and talk about what's going on in the church. S-ar putea să stăm în locul acesta, putem sta în locul acesta vorbind toată ziua despre ce se întâmplă în biserică. But when it all boils down to is this. Dar când ajungem la temelie, totul se rezumă la acest lucru. What about the lost coins in our homes? Dar întrebarea este ce se întâmplă la noi acasă cu moneda pierdută. Are you ready to take the word of God? Ești tu gata să iei cuvântul lui Dumnezeu? Along with your broom. Cu mătura ta. And sweep away the rubbish in your home. Și să mături gunoiul care se găsește în casa ta, în familia ta. Who wants to make that commitment? Cine ar dori să facă acest legământ? Amen. Will you pray with me? Aș vrea să vă rugați alături de mine. Let us pray. Father in heaven. Tatăl nostru care tronezi în ceruri. We thank you for your word. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul tău. We thank you that in this story of the lost sheep and the lost coin. Doamne, în această parabolă a oii pierdute și a banului pierdut. That it has a good ending. Doamne, avem un sfârșit plin de nădejde. It reveals that those who come to Christ, well, you in no wise cast out. Ne descoperi, Doamne, că aceia care vin la tine, tu nu îi vei izgoni afară. That you will save to the uttermost those who come to you in faith. Tu îi vei salva, mântui în chip de săvârșit pe cei care vin la tine. We ask, Lord, that you will help us to find the lost coins in our homes. Te rugăm, Doamne, ca să ne ajuți să găsim banul pierdut din familia noastră. Help us to take the light of your word and make diligent search. Ajută-ne să luăm lumina cuvântului tău și să cercetăm. And sweep away the rubbish of the world. Și să măturăm gunoiul lumii acesteia. Out of our homes. Din familiile noastre. Help us, Lord. Ajută-ne, Doamne. To not allow the tares to choke the word. Să nu mai îngăduim ca neghina să sufoce cuvântul. We ask, Lord, that you will be with every person that's here. Te rugăm, Doamne, să fii cu fiecare persoană care se găsește aici. That you will strengthen
our homes. Să întărești tu familiile noastre. Be with our families. Să fii cu familiile noastre. Help us in these last days. Ajută-ne în aceste zile din urmă. To train our children aright. Să ne educăm copiii noștri in a fear of you. În frica de Domnul. And that they along with us. Și ei alături de noi. Can herald your soon return. Doamne, să poată fi mesagerii tăi ai apropiatei tale reveniri. Because the best sermon ever preached. Pentru că cea mai bună predică pe care o putem rosti. Is a well-ordered family. Este o familie ordonată, consacrată. We cannot reach the world. Nu putem ajunge lumea. Until they see an example in our own lives. Dacă nu avem un exemplu arătat în viața noastră. We thank you for your word. Îți mulțumim pentru cuvântul tău. We ask you for your continued blessings throughout this day. Te rugăm, Doamne, să continui să ne binecuvintezi mai departe. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amen.